Situația în comuna Doljana Coșoveni s-a complicat în mai anul trecut, când 8 dintre consilierii locali nu s-au mai prezentat la ședințe. Neînțelegerile au plecat de la numirea unui nou viceprimar, după ce cel care ocupase această funcție a demisionat. Nici insistențele colegilor și nici ale edilului de a ajunge la o înțelegere nu au avut vreun efect. Este o ambiție personală a celor 6-7 persoane care nu s-au prezentat. Și da, și un război politic, aș putea să zic și un război politic. Proiectele pe fonduri europene, ceea ce reprezintă proiectul Ecodolj, în care suntem și noi prinși la nivel de județ, proiectul pe fonduri europene legat de registrul agricol, acum am în continuare am studiu de fidelitate la extinderea de apă, dar sunt cu el în stand-by pentru că nu am hotărâre, nu pot să-l pun în aplicare. Din primăvara 2013, niciun proiect nu a mai fost aprobat în Consiliul Local Coșoveni, iar în septembrie, Prefectura Dolj a cerut Tribunalului dizolvarea Consiliului. Dacă nimeni nu va face recurs, pentru că eu, Prefectură, nu voi face recurs atâta vreme cât a cerut desființarea Consiliului Local, lucru care s-a și aprobat de către instanță, dacă vreunul dintre consilieri, lucrurile vor mai dura. Dacă nu, decizia devine definitivă, iar eu sunt obligat să anunț Guvernul României pentru stabilirea unei date de alegeri. Este singura situație din Dolj în ultimii 24 de ani când Prefectura Dolj a cerut dizolvarea unui consiliu local. Un caz similar s-a petrecut în 2005 în comuna Poiana Mare, dar acolo dizolvarea a fost cerută chiar de către edil.